Una dintre cele mai dinamice comunități românești din diaspora, Parohia Sfinții Trei Ierarhi, la Courneuve, din Paris, a primit duminica aceasta, cu două zile înainte de pomenirea Sfinților Ocrotitori, vizita în al Preasfințitului Părinte Iosif. Înainte de a oficia Sfânta Liturghie, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale i-a hirotesit, citeți, pe Damian și Andrei Filip, primii doi băieți ai părintelui paroh Mircea Filip. După citirea Sfintei Evangheliei în limbile română și franceză, ierarhul a arătat că suntem fii ai lui Dumnezeu și că putem moșteni tot ceea ce ne oferă El. Ne-a dat Dumnezeu tot ce are. Nu numai că ne-a dat lumea aceasta făcută de mâna Lui, lumea materială, ne-a dat viața, ne-a dat să trăim bucuria veșnică, dar Adam cel din tâi a renunțat la ea și prin El suferim și noi. Dar L-a trimis pe Fiul Său să ne redea starea de fiu, demnitatea de fii ai lui Dumnezeu. Noi nu mai suntem fii după ce am fost botezați, nu mai sunt fiul lui Ioan și al lui Maria și așa mai departe. Sunt fiul lui Dumnezeu după botez. Mi-a dat haina cea curată a sufletului, nemurirea. Zice fericitul Augustin că în viața aceasta pământească, întâi este viața și apoi este moartea. În împărăția lui Hristos, în împărăția lui Dumnezeu sau în biserica lui Hristos, întâi este moartea și apoi este viața. Pentru că prin botez murim nouă înșine. Murim, ne învie Hristos cu El și ne pune în biserica Lui în viață. Dar suntem și frații Lui. Adică suntem fiii lui Dumnezeu. Iată că acest invitat la nuntă avea o problemă interioară. Sufletul lui era murdar. Nu dorea binele nimănui, nu se bucura de binele nimănui, nu se bucura de nunta aceea. Mi se mai întâmplă și nouă, nu? În loc, dacă suntem creștini, să ne bucurăm de bucuria celui care este mire și acelui care este mireasă. Pentru că toate acestea materiale trec de pe o zi pe alta, dispar. Azi avem, mâine n-avem. Dar ceea ce rămâne este bogăția lăuntrică. Este haina cea lăuntrică cu care ne prezentăm înaintea Domnului zi de zi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corala de copii a parohiei. În cadrul slujbei, peste 250 de credincioși și 200 de copii și tineri s-au împărtășit cu Sfintele Taine. Comunitatea i-a oferit la final părintelui Mitropolit Iosif un engolpion și o cruce. S-a potrivit această invitație cu această evanghelie, cu prezența în prezenție voastră în mijlocul nostru și cu bucuria aceasta de a fi împreună. O bucurie pe care cuvintele nu pot să o exprime, însă noi știm că în prezenția voastră ne purtați în rugăciuni, ne purtați, aveți grijă de noi. Parohia Sfinții Trei Ierarhi a fost înființată în anul 2008, iar din anul 2020, credincioșii participă la slujbe în propria biserică. Mâine, în ajunul pomenirii Sfinților Trei Ierarhi, cu prilejul hramului, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bretania, episcovicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale, va săvârși în lăcașul de cult, începând cu ora locală 19, slujba privegherii și Sfânta Liturghie.